Bună ziua, dragi români, oriunde v-ați aflat. Întrebarea este cum s-a ajuns aici și nu am decât două mesaje. Două mesaje care vizează pe greci și pe europeni în egală măsură. În primul rând, despre adevăr ar trebui să vorbim. S-a respectat adevărul când s-au făcut rapoartele contabile, s-a respectat adevărul când s-a vorbit despre situația financiară în anii 80, în anii 90, în tot acest trecut tulbure despre care nu mai vorbește nimeni. E o întrebare pe care trebuie să ne punem cu toții. Ce înseamnă să te împrumuți de sute de miliarde de euro, tu, când ești o națiune de doar 10 milioane? E moral? E imoral? Acestea sunt întrebările zilei.